ziua 2, Budapesta, mergem spre Vaporaș. Poate reușim să luăm un cruz, să ne plimbăm pe Dunăre. Am luat acum bilete pentru cruz, la ora 2 avem cruz și durează ora. Mergem pe barcă. Nu am prins noi vreme prea mișto, însă s-a oprit puțin ploaia. Să sperăm că nu înghețăm de frig. Important e că avem bar pe barcă, e ceea ce contează. Sri? Okay. Hai Andreea, fă-ne o bucurie să cazi aici în premieră. Și am plecat. Important e că știm să notăm. Avem aici Castelul Buda, iar acum trecem pe sub podul cu lanțuri. Ideea este că este în renovare și nu putem să mergem pe el, așa că îl vedem de aici din vapor. Acolo sus pe colină avem bastionul pescarilor. Și avem aici Parlamentul Ungar, pe care l-am văzut și aseară. Este super spectaculos în clădirea asta. Trecem acum pe sub podul Margaret. Și o să facem ocolul insulei Margaret. Da, ideea e că suntem singurii fraieri care n-au căști. Că aveau aici un fel de audio guide pe care noi nu-l putem folosi când avem căști. Și explicau frumos toate obiectivele importante. Dar aia e. Gata și plimbarea cu vaporașul a fost destul de interesant. Păcat că n-am avut căști ca să ascultăm ghidul, dar per total a meritat. Avem aici Central Market Hall. Mergem să găsim ceva de mâncare, poate găsim ceva tradițional de mâncat aici. Ia să vedem cum arată. Seamănă foarte tare cu aia din Barcelona. Hai să-i dăm să găsim ceva de mâncare, pentru că e groasă, ne e pomică. Oamenii cred că sunt pe ultima sute de metri să-și cumpere provizii pentru Revelion. Părăsim piața și mergem să mâncăm ceva tradițional. Undeva pe aici pe dreapta, un restaurant tradițional, am primit niște cliente la intrare în piață și mergem să încercăm. Sănătate! Ce nu cătă? Avem aici papricaș, rățușcă și fica de gâscă. Thank you so much! Trecem podul peste Dunăre și mergem în zona Buda, iar acolo vrem să ajungem la Statuia Libertății și pe dealul Gelert, pentru că se vede zona de Pesta, se vede foarte mișto de acolo de sus. Vai, cam ce viu avem! Ăla este podul pe care am venit. O grămadă de persoane aici care au venit ca să vadă view-ul ăsta superb. Băi, păcat de ceața asta. Vem aici jos de tot Dunărea. Podul pe care am venit. Îndepărtarea acolo jos de tot șoseaua. Super view. Băi, nu știu până la ce înălțime am urcat. Însă jos nu se mai vede nimic pentru că am intrat în ceață. Am urcat câteva sute de metri bune. Măcar avem lumină acolo sus. Avem după ce să ne ghidăm. Deci nu cred, de-am cu ăștia că să ajungem sus să găsim închis. Și ce credeți, mare lacă ce e aici. Măcar mergem să ne uităm prin gardul ăsta să vedem ce vedem. Și ideea că undeva acolo sus ar trebui să vadă statuia cea mare. Sunt din cauza ceții, se vede absolut nimic, totul e alb. Hai să încercăm să coborăm pe partea cealaltă a muntelui. Am venit de acolo, de sus, de pe munte, de la statuia, cred că am coborât câteva sute de metri. Și am coborât în partea stângă a muntelui. Și am dat în sfârșit chiar de civilizație, avem aici la doilea pod. Și aici monumentul lui Cerard. Și va trebui după aceea să coborăm iar și până jos de tot. Și cam ăsta este view-ul. Super mișto. Și acolo unde este lumina albastră, unde este acel vas, de acolo am luat și noi astăzi vasul pentru croazieră. Și ne întoarcem acum înapoi pe Pesta. Și acolo podul acela cu verde este cel pe care am venit. Am urcat sus de tot pe munte.
Oricum se vede vârful pentru că este ceață. Și acum continuăm să ne întoarcem în zona în care avem noi cazare, în centru, dar în zona de Pesta. Și să vedem ce mai vizităm astăzi. Ideea este că vrem să dăm o fugă și într-un club, pentru că aseară am fost cam obosiți și am dat skip. Încheiem ziua 2 la Budapesta, am ajuns și noi la cazare, suntem puțin obosiți, vrem să stăm puțin să ne odihnim, iar apoi vrem să ieșim undeva într-un club sau un pub, depinde ce găsim deschis aici pe lângă cazare. Ideea e că nu trebuie să stăm foarte mult, pentru că mâine este și petrecerea de anul nou și să nu fim obosiți. De asemenea, mâine vrem să mai ieșim să ne plimbăm, așa că să nu exagerăm cu ieșitul, deși istoria ne arată că asta se va întâmpla. Încercăm să fim cumpătați, vedem ce ne iese. Așadar, ne auzim mâine. Bye! Ăsta e gangul plăcerilor. Hey, don't forget to subscribe! See you later!